bun găsit la jurnalul TV Sud. Haos pe calea ferată, zeci de călători au fost blocați în gări din cauza grevei angajaților CFR. Toate trenurile au fost oprite în această dimineață în intervalul orar 7-9, iar cei mai afectați au fost navetiștii care au întârziat la muncă. Trenul Regio numărul 2082 din direcția Petroșani are o întârziere de aproximativ 10 minute. Vă rugăm să ne scuzați. În gara din Târgu Jiu trebuiau să ajungă în acest interval orar două trenuri. Au fost oprite din cauza protestului de avertisment al angajaților de pe calea ferată care cer salarii mai mari și condiții de lucru mai bune. Asta spre disperarea navetiștilor, care și așa sunt nemulțumiți că această garnitură are zilnic întârziere. Vă luați de sus de la Iohannis și până la ultimul și împușcați pe toți. Unde a rămas trenul? În Cârbești. Trebuie să ajungeți la serviciu? Normal, dar nu plecă la plimbare. Plătim bani și nu se vede pe ce. Păi nu, că nu s-a pus anunțul, s-a anunțat online. Dacă are muncim zi lumină, nu avem de unde să știm. Dar în afară de asta și dacă am ști, tot același lucru e, nu? Odată ce plătești un abonament la tren, nu-ți permiți să te mai duci din minim pe economie și la microbuz. Și pe cât e microbuzul? Face cineva în țara asta un calcul? Cum trăiesc cei de jos? Vor salarii mari și atât, dar în rest serviciile lasă de dorit. De la curățenie în trenuri până la program. Întârzie în fiecare zi trenul ăsta 2851. A luat cineva măsuri? Da, la ora 9 a plecat din Cârbești. Și acum se întoarce înapoi la Craiova acesta. Când au auzit că este grevă, călătorii s-au reorientat către alte mijloace de transport. Alții au așteptat liniștiți, fie în tren, fie pe peron. Așa cum era foarte bun pentru noi, că îmi zise doamna să mă duc în Victoria. Pe amplase, eu știu să plec în Victoria, eu veneam și eu nici n-am știut, trebuia la 8 și ceva, dar e foarte bun. Deci așa cum era, că cu locomotivă, că cu un vagon, dar era foarte bun pentru noi așa mai bătrâni și care mergem în jos spre Turceni. Acum ați prins grevă. Da, și prinse grevă. Mie nu mi se pare normal. Eu știu că așa este, țara asta, deci nu merge bine deloc, dar noi ce suntem noi vinovați? Pentru ce suntem noi vinovați? Că stăm aici, să stăm în gare să așteptăm trenul. Cât timp ați așteptat? Păi de la 7. De la 7 și ceva, 7 și un sfert. E aproape 9, da. Două ore, da. Nu lasă impiegatul. De când a început greva, nu-i dă drumul. Și probabil că ajunge pe la 10 aici. Nu? Mergeți des cu trenul? Nu, în ultima vreme nu am mai prea mers cu trenul. Stat 2 ore, 3 ore pe lângă... Pe la Turburea, mi-amintesc, sunt vreo 2 ani, că s-a defectat locomotiva. A fost în tren, ce dracu, ala nebuni. Până aduce altă locomotivă, nu știu de pe unde. Nu, e de mijloc, nici așa, nici de plâns, nici de... N-ai motiv să te bucuri. Autocarul ăsta, Normandia, e prețul dublu, știți asta. Dar mai confortabil o să... Călătorii sunt nemulțumiți și de condițiile din tren. Foarte des. Și cum vi se par condițiile? Pe perdea noastră, nu? Condițiile, pot să spun, inumane. Ca la... Cum erau odată trenurile de marfă. Ar trebui investit. Zranca. Investiție? Cine să facă investiție? Nu mai face nimeni. Printre motivele care stau la baza deciziei de organizare a grevei de avertisment se află lipsa bugetelor de venituri și cheltuieli aprobate pe anul în curs, ceea ce conduce inevitabil la un blocaj generalizat în sectorul feroviar, dar și lipsa finanțării strategice și coerente a căii ferate, spun sindicaliștii. S-a dat alarma astăzi într-un cartier aflat aproape de centrul municipiului Târgu Jiu. Un incendiu a izbucnit la un apartament de la primul etaj, iar proprietarii nu se aflau acasă în acel moment. Vecinii au sunat la 112 după ce au văzut foc și fum, iar pompierii și medicii au intervenit la fața locului. Incendiul a avut loc în jurul orelor 14:30 pe strada Comuna din Paris. Salvatorii au intervenit cu autospecialele cu apă și spumă pentru a stinge focul. Intervenția pompierilor a durat în jur de o oră, iar proprietarul apartamentului s-a ales cu pagube materiale. La fața locului s-au deplasat 2 autospeciale de lucru cu apă și spumă din cadrul detașamentului de pompieri Târgu Jiu, echipajele de intervenție constatând că incendiul se manifesta într-una dintre încăperile apartamentului. S-a intervenit pentru localizarea și dizibarea incendiului în limitele găsite. Cauza incendiului încă nu a fost stabilită de pompieri, însă martorii au spus că focul ar fi pornit de la centrala termică.
Lovitură din partea guvernului pentru toți preșcolarii și elevii din România. Copiii nu vor mai primi masă gratuită de la stat până la sfârșitul acestui an. Programul Laptele și Cornul a fost suspendat de autorități deoarece contractele cu furnizorii au expirat, iar autoritățile județene trebuie să reia acum licitațiile care pot dura câteva luni. Reprezentanții Consiliului Județean Gorj spun că s-a ajuns în această situație deoarece statul român depinde de aprobările și finanțările europene care vin cu întârziere. La Gorj, aproape 29.000 de preșcolari și elevi din circa 400 de unități de învățământ nu mai primesc umila masă care constă într-un corn și un măr de câte 100 de grame fiecare. Sunt ceva schimbări legislative pentru că e o perioadă nouă de implementare, cea dinainte s-a expirat și de asta în toată țara este acea situație. Fiind vorba de niște proceduri publice, le durează câteva luni. Și guvernul are anumite, sunt niște programe europene, depinde niște aprobări, probabil la nivel mai înalt, n-a fost vorba de rea voință. Licitațiile de achiziție a produselor alimentare vor fi demarate în perioada următoare, însă cum procedura este greoaie, cel mai probabil copiii nu le vor primi prea curând. Asta se va întâmpla la sfârșitul lunii septembrie, în ședința ordinară va fi, după care demarăm achiziția publică și în funcție de cât de repede merge achiziția publică, trebuie să respectăm termenele legale, vom semna contractul pe o perioadă de, o să facem un acord cadru pe 4 ani. Când estimați că veți da drumul la acest program? Cel târziu la începutul anului viitor. Anul trecut, elevii din Gorj nu au primit lapte din cauza că nu s-a găsit furnizor, achiziția fiind scoasă la licitație de 3 ori, însă fără rezultat. Încep negocierile în politică. PSD și PNL fac strategia pentru alegerile din 2024. Chiar premierul Ciolacu a admis că există negocieri cu liberalii, sugerând că PSD ar fi gata să facă alianțe la toate cele 4 alegeri care au loc anul viitor. La Gorj, liberalii nici nu vor să audă de liste comune. Deputatul PNL Dan Bălceanu susține că a fost asaltat cu telefoane de la liberali care se opun vehement colaborării cu PSD. Noi avem o problemă majoră la nivel național. Și lucrurile se vor înrăutăți pe zi ce trece, câtă vreme această conducere a partidului acționează așa cum acționează. Să știți că, de exemplu, noua idee de liste comune cu PSD nu face bine Partidului Național Liberal și sunt foarte mulți colegi care își pun problema dacă mai putem salva ceva sau nu din Partidul Național Liberal. Sunt primari care mă sună din toată țara. De curând mă sunau primar din Sălaș de la domnul Bode, dacă ne putem întâlni, dacă putem să generăm întâlnirea la care să vină și alți colegi, să vedem ce putem face, dacă mai putem face ceva. Dar Vâlceanu susține că în cazul în care nu se va crea o masă critică care să se opună acestei alianțe, cu siguranță se va merge pe liste comune la alegerile de anul viitor. Dacă în Partidul Național Liberal nu se va crea o masă critică care se opună unei astfel de variante, probabil că se va merge pe listă comună cu PSD, pentru că există interese personale și de o parte și de alta care pot fi satisfăcute printr-o astfel de variantă. Este evident că domnul Ciolacu își dorește să candideze la prezidențiale și știe că nu are nicio șansă fără susținerea Partidului Național Liberal. Și pe de altă parte, la cum arată Partidul Național Liberal, probabil domnul Ciucă și domnul Bode își doresc să fie și ei senatori și deputați. Și atunci, dacă lucrurile continuă așa, e posibil să aibă o surpriză să nu mai fie mandatul viitor nici la Senat, nici la deputați. Adică, gândiți-vă că la Sălaj, unde domnul Bode și-a câștigat mandatul, Partidul Național Liberal are singur parlamentar, pe domnul Bode. Vă dați seama că acolo lucrurile sunt foarte complicate. Ideea listelor comune ar dezavantaja Partidul Național Liberal, este de părere Dan Vâlceanu. O dezamăgire și mai mare pe care electoratul nostru ar avea-o. Adică să pui electoratul pe PNL, să pună ștampila pe buletinul de vot în dreptul PSD, este ceva ce nu se va întâmpla niciodată. Adică, credeți-mă, liberalii nu vor merge niciodată să pună ștampila unde văd PSD. Pentru că vei fi împreună, în căsuța aia va fi și PSD și PNL. Este ceva ce nu poți să te aștepți că un alegător al PNL va face vreodată. Pe de altă parte, gândiți-vă la situația politică de după aceste alegeri, cu liste comune. Cum să mai poți să vii să-i spui PSD-ului, uite, eu nu sunt de acord să crești taxe, că electoratul meu nu vrea să crești taxe, când el îți va spune,
stai puțin, păi tu ești acum parlamentar pentru că te-a votat și electoratul PSD, fiind pe liste comune, nu? Păi tu trebuie să reprezinți inclusiv pe PSD-iști și să le satisfaci interesele. Ori noi știm foarte bine ce își doresc PSD-iștii. Da? Angajări la stat, cum să vă spun, cât de mulți bani pot trage din tot felul de instituții publice și e de notorietate, de exemplu, faptul că sunt instituții publice pe care PSD-ul le păstorește acum în județul Gorj, de unde dacă nu intri cu ceva în buzunar, nu ești cu o soluție. Adică lucrurile sunt foarte clare la ei. Ori, în condițiile astea, eu, de exemplu, nu aș vrea să fiu asociat cu astfel de practici sau cu astfel de politică. Întrebat dacă pleacă din PNL la un alt partid de dreapta, USR sau Forța Dreptei, Dan Vâlceanu a negat că se va îndrepta spre o altă formațiune politică. Senatorul Ion Iordache a reacționat după ce în spațiul public au apărut informații că ar părăsi formațiunea politică și ar sări în barca celor de la AUR. Deputatul liberal Dan Vâlceanu a declarat că președintele PNL Gorj ar fi amenințat cu plecarea la partidul condus de George Simion recent la o întâlnire a parlamentarilor Partidului Național Liberal. Iordache o ia ca pe o glumă și susține că sunt doar zvonuri aruncate de către oameni politici. Parlamentarul Dan Vâlceanu a declarat că președintele Ion Iordache s-ar fi laudat că ia în calcul o plecare la Alianța pentru Unirea Românilor. Înțeles că dânsul o și spune colegilor parlamentari. Deci, colegilor parlamentari de partid? Da, colegilor din partid, colegilor de la grupurile PNL. Am avut o întâlnire la Vila Lac de curând, înainte de începerea sesiunii, și acolo spune același lucru. Că dacă nu îi se satisfac dorințele, pleacă la AUR. Plecarea lui Ion Iordache din fruntea PNL ar avea legătură cu numirile politice în anumite instituții, adaugă Vâlceanu. Știu exact ce doleanțe a avut dânsul, probabil legate de funcții, știu, sau ce dorește dânsul, dar într-adevăr spune acest lucru. Funcții, nu, din instituții, unde poate face numiri politice, dar mă rog, rămâne de văzut dacă va pleca sau nu va pleca, e strict problema dânsului. Nu pot să răspund eu în locul dânsului, dar într-adevăr spune, a spus colegilor că e posibil să plece la AUR. Ion Iordache neagă aceste zvonuri și susține că targetul PNL Gorj este câștigarea alegerilor în județ. Lăsați glumele. E exclus așa ceva. Ăștia sunt zvonuri pe care încearcă să le arunce probabil unii dintre cei care se îngrijorează foarte tare de modul în care suntem percepuți ca și echipă, ca și oameni care vrem să facem lucruri în județ. Deci e exclus așa ceva. Nu știu cine a vorbit. Mă rog, nu vreau să comentez. Nu-i cazul. Deci nu avem niciun fel de... Nici prin gând nu mi-a trecut vreodată și nu se va întâmpla asta. Cum să poată avea astfel de discuții când eu sunt președintele Partidului Național Liberal, iar targetul nostru este să câștigăm toate alegerile în Gorj. Deci, cum să putem discuta așa ceva? Deci, nu are niciun sens să iei în calcul astfel de discuții. Recent, un consilier local din comuna Bustuchin și-a dat demisia din Partidul Național Liberal și a trecut la Alianța pentru Unirea Românilor. Contre între politicieni pe tema drumului expres Craiova-Târgu Jiu. Parlamentarul USR Radu Miruț a reafirmat încă o dată că drumul este unul transregiu, iar lucrările sunt întârziate. În schimb, cei aflați la putere dau asigurări că în primăvara anului viitor va fi scoasă la licitație execuția lucrărilor și acuză opoziția de blocarea proiectului. Radu Miruț continuă să afirme că drumul Târgu Jiu-Filiaș este trecut ca fiind transregiu, nu expres în planul investițional trimis Comisiei Europene. La nivel de Comisie Europeană s-a luat decizia aprobării unui plan de transport, plan de investiții în transport. Acel plan nu este doar o decizie așa ad hoc, este un, se numește Plan Investițional de Infrastructură Rutieră în perioada următoare, 2022-2028. Acel plan a fost aprobat de Guvernul României la propunerea Ministrului Transporturilor. Deci Ministrul Transporturilor a propus, domnul Grindeanu a propus domnului Ciucă, premier atunci, acest plan. Guvernul României, în integralitatea lui PSD, PNL, UDMR, a aprobat oficial, a trimis acest plan
hotărârea de guvern Comisiei Europene, Comisia Europeană nu doar a înregistrat, i-a dat un număr de înregistrare, ci a fost o decizie politică asumată, echivalentul hotărârii de guvern de aici, și din momentul ăla, pe perioada următoare, tot ceea ce se construiește în România rutier, pe fonduri europene, este Biblia în funcție de care se finanțează aceste lucruri. E, problema a apărut că în acel plan investițional, cu toate că noi introdusesem proiect tehnic de execuție și studiu de fezabilitate pentru drum expres, domnul Grindeanu a scos de la, cred că pagina 25, este pagina 70-25, a scos drumul expres Târgu Jiu-Craiova din tabelul drumurilor expres și l-a introdus la drumurile Transregio. L-a introdus la drumurile Transregio în condițiile în care la drumul expres sunt introduse tronsoane care atunci n-aveau aprobat proiectul tehnic și studiul de fezabilitate cum acest tronson avea. Cât despre începerea lucrărilor, parlamentarul afirmă că este cale lungă. Deci până când nu se va modifica la nivel de Comisie Europeană acel tabel în care drumul expres Târgu Jiu-Craiova, pe care noi îl vrem expres și are proiect de expres, să fie scos de la Transregio și să fie introdus la expres, cu certitudine nu se va putea da niciun cent finanțare europeană. Pentru asta ar trebui ca Guvernul României inițial să adopte o hotărâre de guvern care să modifice propunerea inițială și să transmită Comisiei Europene. Comisia Europeană trebuie să se întrunească, adică cineva trebuie să-i pună la masă doar pentru acest detaliu care ține de o inconsecvență a României, ceea ce e greu să se întâmple. Parlamentarul PSD Claudiu Manta susține contrariul. La începutul anului viitor, lucrările vor fi scoase la licitație și le reamintește celor de la USR că ei au fost cei care au blocat drumul expres. Vreau să vă amintesc că atunci când a început acest proiect la modul real, în anul 2018-2019, cu primele alocări de bani pentru studiul de fezabilitate, pentru proiectul tehnic și pentru toate celelalte documente, proiect început la inițiativa președintelui Mihai Weber și finanțat de guvernul PSD la acea perioadă, nimeni nu dădea nicio șansă acestui drum. Iată că, după câțiva ani, suntem în stadiul în care trebuie terminate hârtiile și, efectiv, sperăm că undeva la începutul anului viitor să se înceapă și licitația pentru execuție. Ceea ce vreau să spun este că sunt, într-adevăr, oameni care poate au contestat proiectul și aici mă refer în special la cei de la USR, pentru că vreau să vă reamintesc că pe vremea mandatului ministrului transporturilor Drulă, acest proiect a fost blocat 9 luni de zile. Deci exista o singură firmă aflată în licitație, iar ministrul Drulă a ținut proiectul acesta blocat, în sensul că n-a fost în stare să desemneze un câștigător, deși câștigător care de fapt a și câștigat licitația, dar 9 luni de zile pentru acest proiect nu s-a întâmplat nimic. Da? Iată că odată cu revenirea PSD-ului la guvernare am reușit să-l redeblocăm, astfel încât se termină studiul de fezabilitate, proiectul tehnic și se obțin autorizațiile de construire și se va trece la execuție. Vreau să vă adresez o întrebare retorică. Credeți vreodată că Uniunea Europeană finanța studiul de fezabilitate, proiectul tehnic și toate celelalte, pentru că acest proiect este finanțat din fonduri europene în cea mai mare parte? Credeți vreodată că Uniunea Europeană finanța astfel de proiecte în situația în care nu pregătea și pasul 2, acela de a finanța? Eu vă spun că nu. Liderul USR Gorj mai spune că doar porțiunea Filiaș-Craiova se va putea finanța, aceasta fiind o parte din autostrada care merge spre Lugoj. Ce vom vedea? Este traseu de autostradă de la Craiova până la Filiaș, dar nu pentru că acel traseu de autostradă este parte din drumul expres, ci pentru că traseul drumului expres s-a suprapus cu traseul autostrăzii care merge de la Craiova la Lugoj. Și acela este finanțabil, este introdus în acest plan investițional. Ei poate încearcă să spună că vom vedea că se va lucra pe Craiova-Filiaș, ceea ce ne va face pe noi să credem că vom avea drum expres. Pe Craiova-Filiaș se va lucra ca parte din proiectul autostrăzii care merge la Lugoj. De la Filiaș la Târgu Jiu, în acest moment, este drum Transregio. Drum Transregio înseamnă pe același tronson pe care trece drumul actual,
în afara localităților, unde este posibil lărgirea cu o jumătate de metru sau 70 de centimetri. Dar majoritatea segmentelor trece prin localități, unde nu se va putea nici măcar mări, lărgi. Nu se pune problema de refacerea geometriei drumului, pentru că geometria drumului are aceeași curbe, aceeași inclinație, același regim de viteză. Până când nu se întâmplă lucrurile astea, să fim foarte clar înțeleși, Gorjul rămâne izolat. Drumul expres Craiova-Târgu Jiu a devenit un proiect electoral, politicienii din Gorj lăudându-se cu investiția și în campaniile din anii trecuți. Un parlamentar de Gorj vrea mai puțin șef la complexul energetic Oltenia. Senatorul Ion Iordache susține că diminuarea acestor posturi ar eficientiza activitatea companiei. Totodată, Iordache a precizat că în perioada următoare se va merge la Bruxelles pentru a renegocia planuri de restructurare și a împiedica eventualele concedieri colective până la finalul acestui an. Ion Iordache este de părere că nu este nevoie de atâția directori la complexul energetic Oltenia și a cerut președintelui directoratului Dan Plaveti să facă ceva în acest sens. Militez și am început demersuri pentru a eficientiza compania și a face restructurarea ei așa cum trebuie. Adică nu este nevoie de atâția oameni în consiliile de administrație, nu este nevoie de atâția oameni în directorate, nu este nevoie de atâtea direcții și atâția directori, atâția șef, atâtea sedii, și managerul companiei trebuie să ne dea un răspuns și are sarcina, prin contractul pe care îl are și prin fișa postului, să eficientizeze compania. Vor pleca cei oameni din categoriile pe care le-ați enumerat dumneavoastră? Dar nu se pune problema de a pleca, este o soluție pe care trebuie să o găsească ei. Vedem cu toții că astăzi se pune problema că avem nevoie de specialiști, așa că trebuie să folosim oamenii pe care îi avem în companie, nu discutăm de a pleca cineva. Ion Iordache este convins că ministrul energiei va aduna argumente cu care să redeschidă discuțiile cu Comisia Europeană pentru prelungirea termenelor de închidere a grupurilor pe cărbune. Și am văzut cu toții că domnul ministru și oamenii din minister sunt transparenți și sunt deschiși și să comunice și să facă lucruri. Ei au început acest demers care va continua cu siguranță. Am discutat și zilele trecute cu domnul ministru și vor face tot ce ține de dumnealor să folosească toate argumentele care ne-ar ajuta să prelungim viața grupurilor energetice ale complexului energetic Oltenia. Parlamentarul a anunțat că se fac demersuri pentru a împiedica concedierile colective din CEO. Toate demersurile pe care le facem sunt pentru ca oamenii să rămână în companie, pentru ca cei care au contracte pe durată determinată să li se prelungească aceste contracte și ceilalți salariați, cei de la Minprest, să le crească salariile, pentru că în momentul de față ei sunt cenușereasa. Conform planului de restructurare, până la finalul anului, compania trebuie să rămână doar cu 7.000 de angajați. Instituția prefectului județului Gorj a organizat astăzi o dezbatere pe tema programului Tranziție Justă, întâlnire la care au fost invitați oameni de afaceri, politicieni și consultanți. O parte dintre aceștia au onorat invitația prefectului Iulian Popescu, dar au existat și persoane care au spus pas acestei întâlniri pe motiv că organizarea sa depășește normele legale. Deputatul PNL Dan Vâlceanu este sceptic cu privire la reușita atragerii în județul Gorj a banilor din FTG. Motivul invocat de acesta este legat de aspectele ineficiente prezentate în ghiduri, aspecte care nu s-au modificat nici până astăzi. Nu mi se pare că prin ghidurile propuse vom reuși să atragem banii din FTG în județul Gorj. Eu cred că dacă aceste ghiduri vor rămâne la fel, cea mai mare parte a banilor vor rămâne necheltuiți, adică o să vedeți că din cei 540 de milioane de euro nu vom reuși să cheltuim în județul Gorj probabil undeva la jumătate, pentru că sunt câteva, eu știu cum să le spun, lucruri pe care ei le-au făcut de fiecare dată când au procedat la astfel de ghiduri. Sunt aceleași lucruri care s-au dovedit a fi ineficiente. Foarte multe firme nu se încadrează nici măcar să aplice, dar să spere că vor putea avea un proiect aprobat, și atunci
mă rog, dacă în urma unor astfel de întâlniri se pot găsi mecanisme care să ducă ulterior la modificarea ghidurilor, astfel încât să vii cu ghiduri pentru ceea ce cere piața, ar fi un lucru bun. Senatorul PNL Ion Iordache a amintit despre o trădare a județului Gorj prin modificarea ghidurilor aferente Fondului pentru o tranziție justă. Parlamentarul a declarat că gorjenii au fost scoși din eligibilitate în ideea în care nu sunt coduri pentru firmele din județ și că nu se mai impune condiția unui anumit număr de angajați. Știm cu toții că a avut un parcurs acest program legat de județul nostru. A fost coordonat de către Consiliul Județean la început, după care a preluat ministerul. Ministerul a lansat ghidurile, ghiduri care, odată cu venirea domnului ministru Boloș, de la acea vreme al fondurilor europene, a fost o discuție foarte aplicată în care dumnealui s-a lăsat sau a arătat că este dispus să modifice în orice fel își doresc oamenii din Gorj ghidurile în ajutorul gorjenilor. Mai că după acel moment, când a fost schimbat ministrul și a venit un alt ministru, totul a fost făcut fără să fim vreodată invitați. Au fost lansate din nou acum ghiduri și observăm cu toții că Gorjul este scos, sau gorjenii sunt scoși din eligibilitatea acestor ghiduri. Și mi se pare cel puțin îngrijorător, ca să nu spun o mare trădare a județului din partea celor care fac acest lucru și au făcut. Și eu cred că trebuie să vedem ce mai este de făcut în acest moment. Printre parlamentarii de Gorj se numără și politicieni care au refuzat să ia parte la dezbaterea cu privire la programul Tranziție Justă organizată de către instituția prefectului, pe motiv că aceasta nu a respectat condițiile legale. Ei, dacă a făcut această convocare și a făcut-o în numele instituției prefectului, este un lucru care depășește competențele dumnealui legale. Da, am primit și eu această invitație, n-am onorat-o pentru că, vă repet, din punctul meu de vedere și din punct de vedere legal, este o, dacă vreți, o ședință pe care domnul prefect n-avea dreptul să o organizeze. Și este păcat că dumnealui, care este garantul respectării legalității în acest județ, face astfel de lucruri. Acum, sigur că dacă domnul prefect și domnul Iordache, cine mai fi fost pe acolo, au chemat oamenii de afaceri la o cafea să le expună chestiuni referitoare la fondul de tranziție justă, este problema dumnealor. Pentru că, într-adevăr, fondul de tranziție justă este un program extrem de important pentru județul Gorj, care, într-adevăr, trebuie popularizat. Dar nu pot să faci acest lucru, vă repet, într-un cadru instituțional, atât timp cât MIPE, adică Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, este singurul titular care poate să organizeze astfel de întâlniri și să facă lucruri referitoare la fondul de tranziție justă. E totuși un lucru extrem de important cu care nu cred că este cazul să glumim și pe care trebuie să-l tratăm cu toată seriozitatea. Prin fondul de tranziție justă, județului Gorj au fost alocați peste 537 de milioane de euro. Săpăturile arheologice pe șantierul de la marginea satului Hurezani se află în plină desfășurare. Cercetătorul Radu Băjenaru, cel care se ocupă de acest lucru, este convins că descoperirile ce se vor realiza în această zonă vor revoluționa ipotezele de până acum. Situl arheologic de la Hurezani a fost descoperit și cercetat în perioada 2018-2019 cu ocazia unor lucrări de infrastructură ce au necesitat săpături preventive. Situl măsoară circa 7 hectare și pe partea de nord și parțial est este prevăzut cu un șanț de apărare. Prin descoperirile din această zonă, cercetătorii își propun să obțină o imagine mult mai clară și documentată a evoluției epocii bronzului și primei epoci a fierului în Oltenia, respectiv asupra culturilor Verbicioara și Vârtoș. Situl de la Hurezani este și nou și nu foarte nou. El a fost găsit în 2018 cu ocazia instalării conductei Brua în zona aceasta, iar în 2019 s-au făcut primele cercetări preventive. Am săpat pe zona unde urma să fie introdusă conducta și cu acea ocazie ne-am dat seama de importanța acestui sit. În 2021 am făcut prima campanie sistematică, iar anul acesta este cea de-a doua și intenționăm să facem cât mai multe, pentru că este un sit într-adevăr deosebit, nu numai pentru această zonă, ci pentru o zonă mult mai largă din sud-vestul României.
Este un sit de epoca bronzului, cu trei niveluri de locuire de tip verbicioara, o cultură tipică pentru epoca bronzului în zonă, urmată de două niveluri din epoca timpurie a fierului. Este o succesiune stratigrafică deosebită, care se întâlnește foarte rar și de aceea este important. Are o suprafață foarte mare, are aproximativ 7 hectare situl, sigur, cu intensități de locuire variabile, dar totuși se întinde pe 7 hectare, ceea ce e unic pentru perioada respectivă în această zonă. Și inclusiv un șans de apărare cel puțin pe două laturi ale situlului, ale terasei. Este vorba de o terasă relativ joasă de pe dreapta Maradiei. O serie importantă de vestigii au fost descoperite la marginea satului Hurezani, printre care și un cuțitaș din fier care, după primele estimări, ar putea să fie printre cele mai vechi obiecte din metal descoperite pe teritoriul României. În urma cercetărilor am descoperit, evident, multă ceramică, dar și obiecte deosebite, obiecte din fier din perioada epocii fierului, epocii timpurii a fierului, câteva obiecte de bronz din epoca bronzului, dar și foarte multe fragmente ceramice, structuri de locuire. Un sit foarte bogat, foarte bogat din punctul ăsta de vedere și așteptările noastre sunt mari. Adică un astfel de sit poate da definiția epocii pe o zonă mult mai largă și poate rezolva multe dintre problemele care încă sunt în discuție despre epoca bronzului și prima epoca fierului în zona Olteniei, dar nu numai. Astfel de descoperiri, practic, au relevanță pe spații mult mai largi, inclusiv dincolo de granițele României. La vremea aceea, aceste granițe nu existau. Lucrurile se desfășurau altfel. Cercetătorul Radu Băjenaru susține că situl este unul foarte bogat, iar ceea ce se descoperă aici poate veni ca o revelație, definind epoca respectivă într-un alt mod. Putem găsi lucruri noi, lucruri noi necunoscute până în momentul de față și, într-adevăr, pot fi confirmate anumite ipoteze, anumite păreri formulate în trecut, dar cu siguranță apar și noi ipoteze, noi certitudini câteodată. Pot fi și certitudini, sunt lucruri noi care contează și contează, vă spun, pentru toată zona de sud-est a Europei până la urmă, pentru că în termeneștia discutăm. Când discutăm de preistorie, de epoca bronzului, de prima epoca fierului, discutăm de, practic, de o zonă mult mai largă decât cea în care ne aflăm. Ele au conexiuni și influențe pe zone mult mai largi. Dacă ne referim strict la zona asta, la cultura verbicioară, trebuie să luăm în considerare Serbia, Bulgaria, România, bineînțeles, Banatul, adică este o zonă mult mai largă în care putem face conexiuni și aprecieri cu privire la aceste epoci, plecând de la descoperirile de aici. În fiecare an, milioane de cetățeni sunt invitați să viziteze monumentele istorice sau să participe la evenimente prin care să cunoască patrimoniul cultural cu ocazia Zilelor Europene ale Patrimoniului. Mâine, la Târgu Jiu, va avea loc o serie de activități inedite menite să promoveze valorile culturale tradiționale. Mâine seară, începând cu ora 17:30, la Casa Memorială Iosif Kieber vor avea loc activități dedicate Zilelor Europene ale Patrimoniului. Biblioteca Județeană Cristian Tel Târgu Jiu, organizatorul acestui eveniment cultural, a pregătit cu atenție programul zilei de mâine. Biblioteca Județeană Cristian Tel Gor se alătură evenimentelor culturale care au loc în data de 16 septembrie 2023, începând cu orele 15:30, cu ocazia Zilelor Europene ale Patrimoniului. În fiecare an, în luna septembrie, se organizează evenimente pentru a oferi ocazia participanților să descopere patrimoniul cultural, iar noi ne dorim să prezentăm Casa Memorială Iosif Kieber, unde se află și secția de artă a Bibliotecii Județene Cristian Tel Gorj. Casa Memorială Iosif Kieber este un punct important pe harta turistică a orașului Târgu Jiu și din perspectiva stilistică a construcției proiectată de arhitectul Julius Doppelreiter și mai ales prin faptul că ea a aparținut cunoscutului pictor Iosif Kieber.
Aici sunt puse la dispoziția vizitatorilor cele 6.000 de volume de artă ce au aparținut pictorului, lucrări ale acestuia, tablouri, schițe, gravuri, alături de obiecte cu caracter memorial care stau mărturie unei vieți dedicate cu pasiune artei. Participanții se vor putea bucura astfel de o vizitare a Casei Memoriale Iosif Kieber, o expoziție de fotografie, o lansare a unei reviste culturale și, de asemenea, o întâlnire cu muzica și poezia. Se organizează evenimente care aduc împreună artiști, oameni de cultură din sectorul creativ și ai comunității locale. Așadar, vizita doritorilor va fi un pas către cunoașterea patrimoniului, astfel acumulându-se informații prețioase. De această dată vom avea atelier de pictură care va fi inspirat din creația artistului și o să fie realizat de elevii de la Liceul de Arte Constantin Brăiloiu, sub îndrumarea doamnei director Daria Haidou, cu care avem parteneriat de colaborare. De asemenea, colegii mei au realizat o bogată expoziție cu fotografii ale cărților poștale din colecția Iosif Kieber. Știm că are o colecție impresionantă de cărți poștale, în jur de 10.000, organizate în albume pe diferite teme: apus de soare, răsărit de soare, cai, femei, marine, construcții, acestea constituind o sursă de inspirație în creațiile sale artistice. În holul de la intrare al bibliotecii este organizată o expoziție cu cărți referitoare la patrimoniul universal. Vom avea alături de noi și scriitori de la Cenaclul Columna și tot în cadrul activității pe care o desfășurăm vom avea lansarea numărului 9 al revistei Spicon, pentru că biblioteca are parteneriat cu Asociația Scriitorilor și Documentariștilor din Gorj. Revista pe care o găzduim se află pe site-ul bibliotecii www.bibliotel.ro. Activitatea se va încheia în acorduri muzicale, pentru că, după cum se știe, marele pictor Iosif Kieber a fost pasionat de flaut și de versuri. Vă mulțumesc frumos! Un bătrân de 71 de ani din județul Vâlcea a murit nevinovat după ce a fost spulberat de o mașină. Tragicul accident a avut loc astăzi pe un drum național din comuna Fârtățești, în timp ce victima mergea pe marginea drumului. Din nefericire, medicii ajunși la fața locului nu l-au mai putut salva pe bărbat. Din verificările preliminare efectuate s-a stabilit că un bărbat de 60 de ani din municipiul Râmnicu-Vâlcea, în timp ce conducea un autoturism pe drumul național 65C în localitatea Fârtățești, ar fi accidentat mortal un bărbat de 71 de ani din aceeași localitate care se afla pe partea carosabilă. Șoferul vinovat a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cauză se efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragicul accident. Două persoane, printre care și o tânără șoferiță de 32 de ani din municipiul Râmnicu-Vâlcea, au fost rănite în urma unui accident de circulație care a avut loc pe un drum național la ieșirea din oraș. Polițiștii și medicii au ajuns la fața locului. Polițiștii biroului rutier Râmnicu-Vâlcea au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier soldat cu rănirea unei persoane pe drumul național 67. Din verificările preliminare efectuate s-a stabilit că ar fi avut loc o coliziune între două autoturisme în municipiul Râmnicu-Vâlcea, strada Copăcelu. În urma impactului a rezultat rănirea unei femei de 32 de ani din Râmnicu-Vâlcea, conducătoare auto a unuia dintre autoturisme, care a fost transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. O altă persoană implicată în accident a fost evaluată de către echipajul SMURD. Persoana a refuzat transportul la spital, a transmis IPJ Vâlcea. Ambii șoferi nu consumaseră alcool, au stabilit polițiștii. Oamenii legii continuă cercetările pentru a afla cum s-a petrecut accidentul și cine este vinovat. Jurnalul TV Sud a ajuns la final. Eu sunt Loredana Perpelea și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți un weekend excelent!